Vă salut, dragi prieteni, sunt Doru Pop din Seattle și de data aceasta o să vorbim puțin despre gogi și magogi. Am observat acum de când cu ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina, Apariția multor învățători și evanghelici care proliferează niște inexactități cu privire la Gog și Magog și identitatea acestor nume sau așezări geografice. Războiul început de Rusia împotriva Ucrainei a dospit ca drojdia a luatul acestor teorii. Spunând aceasta, eu nu susțin că este imposibil ca Rusia să atace Israelul sau că Iranul să nu atace Israelul sau că nu e posibil să, ca să nu izbucnească un nou război mondial. Secolul trecut a avut pandemii și a avut războaie mondiale, două la număr. Amalgamul războaie, pandemii, cu tremure de pământ, sărăcie, foamete, dezastre naturale sunt proprii vieții de pe pământ de când lumea. S-au mulțit ele acum? Probabil că da, dar s-au dezvoltat, dezvoltat și mijloacele și viteza de diseminare a știrilor cu privire la acestea. E posibil ca să fi fost și altă dată astfel de lucruri, fără ca să se știe cu aceeași extindere și rapiditate știrile despre aceste lucruri. Acum, imaginile războiului sunt în fiecare zi în fața noastră și nu le putem ocoli. Este imposibil ca să nu te gândești la sfârșitul lumii și la o nouă conflagrație mondială, văzând tot ceea ce se întâmplă și milioanele de ucraineni refugiindu se și distrugerea care se întâmplă în Ucraina și așa mai departe. Este greșit să crezi și să predici că țara de la nord care va ataca în vremea sfârșitului este Rusia și să ți bazezi prezicerea pe ideea că Rusia este Gog și Magog și că meșecul este Moscova. Că Tubalul este Tobolscu de astăzi, că gomerul este Germania de astăzi sau Togarma este Turcia sau invers, și așa mai departe. Încă o dată, acestea nu înseamnă că Rusia nu va ataca Israelul. Dar atacul acesta nu se poate baza pe interpretarea prorociei din Ezechiel 38 la 39. Cei mai mulți astfel de interpreți se repet de avalma asupra capitolului 38-39 din Ezechiel și declară că ei din Biblie și doar din Biblie extrag învățătura cu privire la Gog și Magog. De asemenea, cu o nonșalanță proprie numai ignoranților, promovează scenarii ale sfârșitului care sunt care mai de care mai fascinante, dar și mai inexacte. Învățăturile despre Gog și Magog au început de vreme în istoria creștinismului și au fost energizate de dorința de a explica Ezechiel și Apocalipsa 20, unde aceste două personaje, tandemul Gog-Magog apare din nou. Cine este Gog și Magog? Una dintre sursele primare pentru identitatea lui Magog provine din Iosefus. Acest istoric care a scris antichitățile evreilor, în cartea sa numărul 1, la capitolul 6, spune că sciții locuiau la nord-est de Marea Neagră, deci teritoriul ocupat de Rusia astăzi, și că ei erau numiți și Magog. Deci, clar. Rusia de astăzi ocupa acel teritoriu și de aici explicația că Rusia este magog. Iosefus are ca sursă a istoriei sale o altă istorie scrisă înaintea lui de către Herodot, un istorie care a trăit între 490 și 424 înainte de Hristos. Acesta însă nu spune nicăieri ceea ce susține Iosefus. Herodot scrie despre sciți, dar nu pe ei îi identifică cu magog. Pentru că Herodot spune cine e Magog. Conform lui Herodot, Magog era numele unui popor aparținând împărăției Lidiei. Aceștia au avut un lider după numele dat lui de către greci, Giges, sau Gugu, după cum l-au numit asirienii în limba acadiană, și Magugu înseamnă țara lui Gugu. Iosefus mai greșește și prin identificarea magogiților, ca fiind nu doar sciții, ci și așchenazii, după numele asirian dat sciților. Sciții erau numiți de către asirieni așchenazii. În asiriană, sciții sunt numiți Iscuza sau așguza și seamănă cu cuvântul evreiesc Ashkenazi aflat în Biblie, în Geneza, capitolul 10, versetul 3, ca fiind unul dintre urmașii lui Afet, și în Ieremia, capitolul 21, versetul 27, unde așchenazul este ridicat la luptă împotriva Babilonului alături de parații mezi. Mai târziu, numele de așkenazi va deveni sau va desemna evreii care se trag din teritoriul uh, uh, de est al Rusiei și din Germania, spre deosebire de evreii care se trag din nordul Africii și peninsula iberică și care se vor numi sefardici. Enciclopedia Iudaica, volumul 2, pagina 571, la articolul Ashkenaz, precizează că acest nume este din acadiană, și desemnează un popor de origine iraniană, care în Herodot apare cu numele de sciți, și care a locuit de la sudul teritoriului care astăzi este Rusia, trecând prin munții caucaz și dincolo de ei. Cu alte cuvinte, Herodot a vorbit despre sciți, aceștia au locuit în teritoriul care aparține azi Rusiei, dar ei nu erau lidieni și nu erau de aceea nici Gog și Magog. Lidienilor le aparține Gog, Giges în greacă sau Gugu în acadiană Și țara se numește Magog sau Magugu, unde Ma înseamnă țară Două popoare diferite Lidia a fost un regat în Asia Mică, Turcia de astăzi Și avea capitală la Hierapolis, mai târziu Sardis Nu departe de Hierapolis erau Smirna, Laodicea și Colose Hierapolis i amintit în Biblie, în Coloseni, în capitolul 4, de la 12 la 13, unde Pavel vorbește despre un oraș Hierapole. Acolo descoperim că este posibil ca în Hierapole să fi fost frați creștini, față de care Epafra, un tovarăș de lucru al lui Pavel din zona Colose la Odicea, deci Epafra are o deosebită afecțiune spirituală față de cei din Hierapole. Deci Iosefus face o greșeală. Dar este posibil ca greșeala să fi fost și datorată sau mărirea greșelii unor persoane care au copiat materialul Iosefus. Pentru că mai târziu, călugări catolici au copiat scrierile lui Iosefus, și așa această identificare a sciților cu Magog apare și în Ieronim. Evreii n-au păstrat lucrările lui Iosefus, deoarece pentru ei Iosefus a fost un trădător care s-a dat cu romanii. Un alt istoric care amintește despre Magog este Pliniu cel Bătrân în cartea sa Istoria Naturală. Pliniu scrie despre un oraș Bambis, cunoscut și cu numele de Hierapolis, dar numit de către sirieni ca Magog. Nimic despre Magog ca aparținând sciților. Bambis, după Herodot și Pliniu, era o cetate lidiană. Cercetați orice hartă care arată Lidia și veți vedea unde era așezat poporul acesta unde era Hierapolis și dacă seamănă măcar de departe cu Rusia sau cu teritoriul ocupat astăzi de Rusia. O să placez în screen câteva hărți. Ca rege celebru, Lidia l-a avut pe Cresus, vestit pentru averea sa. Imperiul Lidian a existat între 1200 înainte de Hristos și 546 înainte de Hristos. În Biblie apare numele de Lud, găsit în Ieremia 46, versetul 9, care este probabil denumirea evrească a Lidiei. Deci de unde este confuzia? Prin secolul al XVIII-lea, materialele de mai sus, conținând erori, își găsesc întrebuințarea într-o carte scrisă de un teolog și pastor englez pe nume John Cumming. Cartea lui se intitulează The Destiny of the Nations as Indicated in Prophecy și Destinul Națiunilor după cum este indicat în prorocii, și apare la Londra la 1864 la editura Hurst and Blackett. Acolo reverendul englez face câteva greșeli majore când citează pe Pliniu ca spunând că Hierapolis a fost cucerit de către sciți care după aceea s-au numit Magog. Cum spuneam mai sus, Pliniu n-a spus așa ceva decât că Hierapolis a fost cunoscut și ca Bambis și că sirienii ziceau Magog. Cumming este citat pe larg de către Hal Lindsey, autorul celebrei cărți Great The Late Great Planet Earth. Este o carte de escatologie care s-a vândut în poate peste 20 de milioane de exemplare, în care greșelile lui Cummings sunt preluate ad literam, declarate ca adevăruri și restul este istorie, cum se zice pe la noi. Explicația lui Linzi apare în toată maculatura -dispensationalist pre dispensaționalist pretribulaționistă, premilenistă de la 1970 încoace. Inclusiv cu uh, uh, assessment cu uh, 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 felul în care Linzi a, uh, a prevăzut că dacă la 1948 s-ar înființa statul Israel, o generație este de 40 de ani sau în 40 de ani va fi sfârșitul lumii. Uh, uităm de ce a spus Isus, nu este treaba voastră să știți vremurile și sărocele și măcinăm în continuu la, la moara aceasta a oarecât oare cât mai este până vine Domnul, oare când vine Domnul și oare care sunt semnele venirii Lui, când de fapt Isus spune chiar în Matei, în capitolul 24, de la versetul 35, când vorbește despre a doua sa venire, că nu știe nimeni despre chestia aceasta. Dar pe noi ne interesează să știm. Se pare că cei care uh, știu nu vor să fie nimeni. Între Caming și Lindsay mai este o verigă importantă, explicațiile lui Cyrus Scofield din Biblia care îi poartă numele cu explicații Scofield. Explicațiile sale sunt de pe la începutul anilor 1900. El face aceeași greșeală confundând Magogul cu Sciții. Explicația lui Scofield este preluată de Dake. În Biblia lui spune și el că Magog este strămușul Sciților, din care se trag rușii, moscoviții și alții. Deci mai face referire și la Roș, domnul Roșului, care de asemenea este confundat cu Rusia. Și tot el zice că nu e singur vinovat de aceste concluzii și că și Moffat și Young, al doi, doi, bibliști, cred și ei la fel. Dei are cel puțin curajul și onestitatea de a spune că asta nu înseamnă că Rusia e magogul sfârșitului lumii. Corect. Ar fi fine, ca cei ce suferă de scenaritele de sfârșit al lumii să se ocupe de altceva sau să-și facă lecțiile istorice așa cum se cuvine, înainte de a prolifera baliverne. Văd pe unii afirmând că ei își extrag învățătura numai din Biblie. Nu-i cred. Sunt prea pline de articole din ziare materialele lor. De fapt, ei încearcă să îmbrace Biblia cu tot ce citesc interesant și picant printre evenimentele mondiale sau locale ale zilei. Am amintit mai sus de Roș, care apare în Ezechiel 38:2. Aceste nume, sau numele acesta, este din nou asociat cu Rusia, din cauza că o bună bucată din secolul trecut, când s-au scris materialele acestea, Rusia a fost comunistă. Comunistă și drapelul ei a fost roșu. Dar, din nou, se face o greșeală crasă. Să vedem de unde se trag rușii și țara lor. Numele de Rusia provine de la un popor din Scandinavia, numit Rus, care pe la anul 800 era creștină, a pus bazele la ceea ce astăzi se numește Rusia. Numele rus se trage din denumirea finlandeză a unor triburi suedeze numite Roții. Primul stat rusesc s-a stabilit în jurul orașului atacat astăzi de către ruși, care s-a numit Kiev. Puteți cerceta National Geographic din mai 2000, articolul în căutarea vikingilor. Tot acolo aveți referințe la prințul rus Vladimir, care se convertește la creștinism. La anul 988 era creștină. Un arab pe nume Ibn Fadlan povestește cum, la anul 921 era creștină, a întâlnit un grup de oameni blonzi de origine suedeză pe nume Rus. Se poate citi în The Journal of Arabia and Islamic Studies, la anul 2000, volumul 3. Istoricul Edward Gibbons, care a scris despre căderea Imperiului Roman, a spus la 1776 că Rusia are origine scandinavă și că numele provine din finlandezul Ruț, cu care numeau finlandezii pe suedezi. Noul dicționar biblic al lui Anger, de la 1988, spune că Gog și Magog sunt nume asociate cu națiunea antică care a locuit în vestul Asiei Mici. Poporul lidian a locuit în apropierea Mării Egee și a avut capitală mai târziu Sardis. De fapt, majoritatea orașelor care apar, de fapt toate cele șapte orașe care apar în Apocalipsa, cele șapte biserici, toate sunt în fosta, uh, uh, sunt fostul imperiu, fosta împărăție a Lidiei. O să pun o hartă aici cu privire la călătoriile misionare al apostolului Pavel și o să vedeți acolo toate aceste localități. The New Bible Dictionary de la 1982 spune că Gog este regele Giges sau Gugu din Asiriană al Lidiei de la anul 1660 înainte de era creștină, iar Magog provine din Asiriană unde Mat-Gugu înseamnă țara lui Gog. Harper's Dictionary spune la fel. Encyclopedia Judaica spune la fel. Când este vorba de greșeli și citate greșite... Mai trebuie să venim la Han Lindsey, că el este specialist în astea și este sursa multor concepte și explicații preluate de către acești interpreți de Ezechiel din zilele noastre. Lindsey citează pe Wilhelm Gesenius, care a scris un lexicon, un lexicon, al limbii ebraice. În acestea pretinde, în acestea pretinde Hal Lindsey, că Gesenius zice despre Meșec că a fost fondatorul poporului Moschii, care a locuit în munții moschieni. Cine e Moschii? Cine sunt munții? Nu se știe. Dar din cauza asemănării de nume, Linzi zice că Moschi este Moscova. Ca să sprijinească greșeala de mai sus, Linzi pretinde că Gesenius spune despre Tubal că este fondatorul tiberenilor, popor care locuiește de la Marea Neagră, la, la, între Marea Neagră și Moschii. Deci de la est de Moschi, la vest de Moschi și la est de Marea Neagră. O jumătate de zi am căutat în lexiconul lui Gesenius și n-am găsit asemenea informații. Acestea sunt inventate de unii ca Lindsay, apoi preluate și prelucrate de toți urmașii escatologiei lui. Apoi Lindsay scrie că teologul german Kiel a spus că Roș, domnul Roșului din Ezechiel 38,2, poate însemna și Rus, adică poporul locuind în Rusia de astăzi. Din nou se duce Linzi la Geseniu și spune că acesta a spus despre Roș că a fost o denumire a unor triburi la nord de munții Taurus, locuind în apropierea râului Volga. Vă dau lexiconul lui Gesenius dacă vreți, am varianta Kindle, nici vorbă de așa ceva. Citatul lui Lindsay nu dă decât numele autorului și opera fără pagină sau ceva care să poată fi verificat. Așa citat mai rar. Și ultimul argument, unde este Nordul? pentru că din nord vine Gog și Magog. Zice Linzi că dacă iei un glob pământesc și -o privești la el, la nord de Israel este Rusia. Strămoșii Rusiei... Uh, Rusia n-are nimic de-a face cu Magog. Strămoșii Rusiei nu sunt sciții. Scandinavii sunt strămoșii Rusiei și aceasta numai de la anul 800. Evin Yamauchi... Profesor de istorie la Universitatea din Miami a scris o carte, False from the Northern Frontier, Dușman de la granița de nord. În ea, el se miră de vehicularea erorii despre sciți sci ca fiind strămoșii rușilor. El, de asemenea, spune că niciuna din națiune din Ezechiel 38-39 nu pot fi identificate uh, cu Rusia modernă. Chiar dacă roș ar fi un nume propriu. Uh, să considerăm că roș este rus, totuși este greșit. Roș nu este un nume pro propriu, este o funcție. Roș înseamnă cap, prinț, nu este un nume propriu. Acum, când roș este Rusia, magogii tot Rusia, meșecii Moscova, Tubal, Tobolsk, atunci avem mari probleme dacă toate acestea nu pot fi susținute de descoperiri arheologice, de istorie și de specialiști. Și, la urmă, de ce contează toate acestea? pentru că adevărul contează, pentru că prorocile se interpretează cu prorocile și nu cu ziarul, pentru că în timp ce Isus revine, scenariile acestea care preocupă mintea atâtor creștini slabi nu i ajută nici să aștepte pe Domnul așa cum trebuie, adică făcând evangelizare, trăind o viață sfântă, văzându-și de treburile munci ale familiei și ale altor lucruri necesare vieții și nu-i ajută nici să se maturizeze spiritual. Aici încheie acest episod Vă rog să cercetați, vă rog să verificați, să vă documentați și să nu ingurgitați tot ceea ce se pune de către nu știu cine pe internet, în special pe YouTube, ca predici despre Gog și Magog fiind Rusia și venirea Domnului. Când spun aceasta, nu înseamnă că Rusia e o țară bună dacă nu este Gog sau Magog. Nu înseamnă că ceea ce se întâmplă astăzi este justificabil. Departe de mine lucrul acesta. Spun aceste lucruri din cauza că adevărul este important. Aici închei acest episod. Dumnezeu să fie cu voi, cercetați scripturile, cercetați istoria, cercetați arheologie. Aveți Google, aveți computere, aveți telefoane. Nu stați toată ziua pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe TalkTik, uitându-vă la prostii, cercetați realitatea, cercetați adevărul. Și confruntați pe cei care continuă ca să împrăștie neadevărul. Să fiți sănătoși, Dumnezeu să fie cu voi și să ne vedem cu bine data viitoare, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta când El o va face. Până atunci, la revedere!